Autoritățile locale din municipiul Călăraș au anunțat că, începând cu data de 25 octombrie 2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare și a celor care derulează activități în spații închise în domeniul sălilor de sport este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Astfel, accesul la bazinul de nod didactic și în sala polivalentă din municipiul și este permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 100-a. Nu merge. Între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.